numai 3 săptămâni de la ultimul exercițiu, sirenele s-au auzit din nou în Giurgiu, dar și în alte localități ale județului. Semnalul care se aude acum în tot orașul este doar unul de testare. Prin această acțiune, reprezentanții ISU urmăresc și verifică modul de funcționare al sistemelor de alarmare a populației. Prin acest test au fost verificate sistemele de alarmare a populației în caz de dezastre, achiziționate de Consiliul Județean în cadrul unui proiect european, al cărui beneficiar este Inspectoratul de Urgență Giurgiu. Sunt 8 localități în județ unde există astfel de mijloace, în municipiul Giurgiu fiind 4 puncte unde sunt instalate. Pentru a nu crea panică în rândul populației, s-a transmis inițial un mesaj verbal că urmează un test. Cele 4 sirene din municipiu sunt amplasate la Școala Generală numărul 10, Stadionul Marina Nastasovici, ISU Giurgiu și Global Energy Production, fostul CET. Cetățenii orașului nu s-au panicat la auzul sirenelor și păreau informați cu privire la existența unui astfel de sistem de alarmare. Alarmă pentru tremure, pentru orice eventualitate, sistem de... Ați intrat în panică? Nu am intrat, deci pentru ce anume? Deci știți că e un test? Știm că e un test și... În caz de orice eventualitate, poți să te pui la adăpost. Nu știu. N-ați aflat? Nu, ceva, un test pentru electronice, cam așa ceva. Nu vreau să intru în Google, pentru că am crezut că așa se întâmplă. Adică se face o probă. Atât. Alarmarea populației în caz de dezastru sau calamitate este obligatorie prin lege, iar pentru a limita efectele negative, preventiv sunt instalate sirene. Acestea avertizează rapid mase mari de oameni, iar periodic sunt verificate de organele abilitate ale statului.